まだ分取る。Salutare, astăzi o să facem un nou vlog grătar la 1800 de kilometri de casă. Fapt, teoretic, cred că sunt vreo 2300. Probabil. Am spus 1800 pentru că poate să știu că am arătat pe GPS. Aici cu forța. Yep. Splendid. Ia vezi. Vine cineva din spate? Cu schiurile? Și o să mergem în pustietate, de cât mai departe de lumea pe care o tot întâlnim pe drum. Nu am curaj. Nu ai curaj? Nu. Încercăm să facem focul pentru că de fapt ne chinuim să facem focul pentru că toate lemnele sunt tute, stătute.
Am prea mult fum ca sa duc ceva. Și tu zoom, mă, și de asta. Nu înțeleg de ce. Că nu mai țin. A scos eu cu drăgânea. Așa ca să ce cu Mamă, mai ar vrea un mic, Și cum ți se pare, mici Sorine, la 1800 de kilometri de acasă? Vreau să spun ce am zis mai devreme? Mm. Orgasmic. Orgasmic? Eu mă țin, stomacul meu spune acum te iubesc România. Doamne, miluiește-mă. Da, au fost foarte excelent de buni. Problema e că mi-au înghețat mâinile și nu mai pot să mai mănânc. O să-i termin acasă. Care e? Uite, tu ai frumos. Am 27 de ani. Și în 27 de ani nu am făcut niciodată grătar la minus 4 grade. Mamă, la minus 4 grade și în pădure. Ai înțeles? Ce-a fost în cap? Nu știu. Nu știu. Am spus că o să facem o aventură și asta am făcut. Pe aici de obicei curge un râuleț, dar acum a înghețat. Acolo e un lac. După copaci. Lasă-le. Este o zonă superbă.
Nu știu dacă v-am spus, dar noi acum suntem în Suedia. Într-un... De fapt, lângă un oraș numit Örebro. Și suntem într-o pădure de lângă orașul ăsta. Acolo deja vedem oameni care schiază. Aici putem să ne adâncim în pădure mai mult.